Accidentul a avut loc miercuri dimineața în jurul orei 5:30 pe drumul național 1C Baia Mare-Dej, în zona pădurii Două Veverițe. În autoturism se aflau doi adulți și doi copii, care au fost transportați de urgență la spitalul din Baia Mare cu răni grave. Șoferul autoturismului marca Skoda, în vârstă de 35 de ani, conducea din direcția Satul Lung spre Baia Mare când a produs accidentul. Bărbatul a efectuat o manevră de depășire a unui autotren, moment în care din sens opus a apărut un mopedist care circula neiluminat. Mopedistul în vârstă de 19 ani, din Mireșu Mare, a fost acroșat, după care autoturismul a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în afara drumului. În urma impactului, șoferul, soția acestuia în vârstă de 29 de ani și cele două fetițe în vârstă de 8, respectiv 5 ani, au suferit leziuni corporale. La fel și mopedistul de 19 ani. Echipajul ambulanței de la fața locului le-a acordat primul ajutor celor 5, după care i-a transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, unde au rămas internați.